Mai multe echipaje de la Smurt au plecat în mare viteză spre Cristești, unde un bărbat fusese prins sub un mal de pământ. Bărbatul în vârstă de 59 de ani lucra la o firmă care executa extinderea rețelei de apă și canalizare în satul Cristești. Persoana era inconștientă și era acoperită de pământ până la brâu. La locul solicitării au fost direcționate o autospecială de intervenție și stingere, o autospecială de comandă și primă intervenție și un echipaj de prim ajutor calificat din cadrul secției de pompieri Pașcani și o ambulanță cu medic de la serviciul de ambulanță județean Iași. Până să ajungă salvatorii, colegii bărbatului l-au scos la suprafață. La ajungerea echipajului de intervenție, victima, un bărbat în vârstă de 59 de ani, era extrasă de către persoanele aflate la fața locului, era în continuare inconștientă, echipajele medicale procedând la efectuarea manevrului de resuscitare. Din nefericire, după consumarea protocolului de resuscitare, persoana a fost declarată decedată. Având în vedere că a fost un accident de muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă a declanșat o anchetă. De asemenea, și polițiștii efectuează cercetări